Sportivele antrenate de Victorina Bora au intrat în sala Traian din Râmnicu Vâlcea degajate și încrezătoare în șansele lor de a demonstra că pot juca de la egal la egal cu cele mai valoroase echipe din Liga Florilor, chiar dacă vor juca la baraj pentru a se menține pe prima scenă a handbalului feminin românesc. Precise în joc încă din primele secunde, ele au reușit să facă prima schimbare pe tabela de marcaj prin golul înscris de Ștefania Gheorghe din 7 metri. Vâlcencele au egalat relativ repede, iar jocul practicat de cele două echipe a fost unul de urmărire, ele alternând la conducerea meciului. În ultimul minut de joc al primei reprize, jucătoarele de la CSM Slatin au greșit de două ori și au permis gazdelor să preia conducerea și să se distanțeze la trei goluri. La revenire, jocul a început în aceeași notă în care s-a încheiat prima parte. Jucătoarele noastre au părut speriate de surpriza pe care să se producă și nu și-au mai regăsit claritatea și ritmul din primele 29 de minute ale primei reprize După primele 5 minute, handbalistele slătine ne-au dat senzația că reușesc să revină la jocul frumos și eficient, dar nu a fost așa După mai multe greșeli în apărare și ratări la aruncare, la mijlocul reprizei secunde diferența de la pauză s-a dublat Și cu cât meciul înainta spre finalul timpului regulamentar, diferența a crescut constant la final, vâlcencele au obținut victoria cu 39 la 26.